că 90 dintre oameni care cred că fac parte din cele 10% de cei mai buni în domeniul lor. Asta înseamnă că dacă nu poți fi excepțional, cel puțin crezi acest lucru. Vă amintesc maxima lui Abraham Lincoln, indiferent cine ești, fii cel mai bun. Sugera oare să fim competenți sau supercompetenți. De ce am vrea să devenim supercompetenți? Pentru că vremurile ne cer și apoi nu e deloc greu să devii supercompetent. Este bine și necesar să fii competent, dar nu mai este suficient să fii doar competent. Oamenii care sunt doar competenți nu rezistă în mediul actual. Supercompetentul posedă o abilitate constantă și cuprinzătoare de a fi bun în tot ceea ce face, indiferent că este vorba despre ceva general sau specific. Lecția este adresată celor care sunt deja supercompetenți, dar au nevoie de îmbunătățiri și celor care vor să devină supercompetenți, conștienți că pot mai mult. Să fii supercompetent în viața de zi cu zi nu este o chestiune care ține de ADN-ul. Poate doar la supercompetentul Dolby. Oricine poate deprinde și stăpâni principiile necesare pentru a deveni supercompetent. Un exemplu din viață. Mihail Prohorov, regele al luminului, ex-candidat la președinția Rusiei, într-un interviu a spus că el nu trăiește cu trecutul, el trăiește pentru viitor. La întrebarea, credeți că veți reuși să fiți președinte? El a răspuns, pentru mine, eu de acum sunt președinte. Iată un mod de gândire eroic a unui supercompetent. Există 6 principii, 6 zone în care trebuie să fii cel mai bun pentru a deveni un supercompetent. Activitatea, disponibilitatea, atenția, accesibilitatea, responsabilitatea și atitudinea. Deci prima zonă, zona activității. Oamenii supercompetenți știu că valoarea nu este egală cu viteza. Poți fi ocupat toată ziua, trecând de la o sarcină la alta, fără să realizezi, de fapt, nimic productiv. Activitatea adevărată are un scop care îți oferă sentimentul că știi în ce direcție te îndrepți. Înseamnă că știi ce scopuri ai și că lucrezi la ele într-o manieră constructivă. Bibliotecarul care spune, eu sunt biblioteca, eu știu pentru ce lucrez, se înscriu în calificativul supercompetent. La Biblioteca Municipală, 41 din 101 intervievați sunt convinși că știu pentru ce lucrează, iar 52% au răspuns că știu, dar nu sunt convinși total. Deci au puțin de muncă pentru a fi supercompetenți. Supercompetent mai înseamnă să fii motivat, iar pentru a fi motivat trebuie să ajungi la esența lucrurilor. Câți din noi, bibliotecarii, pot spune aceasta? Dacă știi pentru ce lucrezi, înseamnă că ai o misiune. Ai o misiune, nu te lași copleșit de mărunțișuri. Trebuie să fii convins că ai o misiune, nu o agendă de realizat. Mai înseamnă și să nu rămâi blocat în vechiul mod de a face lucrurilor, dacă este posibil să muncești mai eficient. Mai înseamnă să fii o persoană indispensabilă, adică să te faci indispensabil în instituția în care muncești. Altă zonă este zona disponibilității. Oamenii supercompetenți sunt extrem de atenți la managementul timpului și sunt prezenți cât mai mult în viața bibliotecii, dar sunt conștienți că nu pot răspunde afirmativ la tot ce li se propune. Au nevoie de flexibilitate, ceea ce înseamnă că trebuie să învețe să refuze unele cereri, negociind în mod creativ. Cuvântul nu este unul politicos. Trebuie să înveți tehnicile eficiente ale planificării pentru a-ți face viața mai ușoară. Fix se referă aceasta la activitatea de zi cu zi, fix se referă la întâlniri sau la ședințe. Altă zonă este zona atenției. Oamenii supercompetenți nu sunt rara avis sau ființe de ficțiune. Poate fi oricine, chiar dacă nu are la dispoziție vrăjele, ritualurile și dispozitivele pe care le utiliza Hermione în Harry Potter pentru extinderea timpului. Supercompetenții au la dispoziție același număr de minute, de ore, doar că le folosesc pur și simplu mult mai eficient. Totul se reduce la timp. Ai timp să-ți verifici în mod constant conturile de prețele de socializare, în special atunci când ele nu au nicio legătură cu munca ta?
Rețelele de socializare te fac să te îndepărțezi de la alte sarcini mult mai serioase. Nu irosim timpul amuzându-ne cu tehnologia și interacțiunea socială. Câte e-mail-uri sunt cu adevărat importante din zecile primite zilnic? Tratează internetul ca pe orice alt instrument, folosește-l atunci când ai nevoie și renunță când ai terminat. Următoarea zonă, zona accesibilității. Sistemul tău de management al timpului, calendarul, diversele liste sau informațiile de contact sunt accesibile imediat, indiferent de locul în care te afli. Inbox-ul e-mail-ului este golit zilnic, răspunsul este negativ sau unul pozitiv. Astăzi este foarte greu să fii eficient și productiv pentru că suntem mai ocupați decât până acum, avem mai multe de făcut, cu mai puțin resurse și mai puțin timp. Suntem mai dezorganizați decât până acum, fiindcă primim informații din mai multe surse și avem mai multe date de organizat și urmărit. Comunicăm cu mai multe persoane, mult mai rapid, prin mai multe mijloace, așa că ne copleșesc mai multe conversații și deci mai multe probleme. Pentru a face față trebuie să fim mai organizați, iar organizarea reprezintă capacitatea de a sorta, filtra, procesa toate tipurile de informații în mod eficient. Cât de ordonat este biroul tău pe interior și exterior și modul în care controlezi cum arăți și cum te simți pe interior și pe exterior. Zona responsabilității este importantă. Responsabilitatea implică angajamentul personal față de propria persoană și de ceilalți din jur. Se referă la promisiuni pe care le faci celor care se bazează pe tine. Persoanele supercompetente acceptă atât vina cât și laudele. Persoanele responsabile ies în față, sunt pregătite din timp, sunt în avans, au atitudini proactive, se concentrează și planifică înainte ce au de făcut. Omul nostru, de fapt, suferă de două lucruri și totdeauna alege între aceste două suferințe. Prima este disciplina și a doua, regretele. Aceste suferințe profesionale te fac mai puternic și îți asigură succesul. Zona atitudinii este următoarea, care la fel, destul de importantă ca să fii super competent. Atitudinea este propria noastră stare mentală și modul în care percepem lumea din jurul nostru. Două lucruri care îi fac pe oameni să iasă în față sunt disponibilitatea de a merge mai departe și o viziune asupra viitorului. Aceste două lucruri depind în cea mai mare măsură de atitudinea noastră. Dacă avem persoane cu aceste două calități, atunci am făcut rost de cineva important în biblioteca noastră. Acești oameni par să aibă energie și idei, se bucură de locul lor de muncă, fiind general cei pe care îi consultăm atunci când vine vorba despre viitor. Pentru ei nu mai este suficient să își îndeplinească pur și simplu sarcinile din fișa postului. Ei încurajează și pe ceilalți angajați să gândească în afara contextului, dar și să se perfecționeze tot timpul. Totul se rezumă la atitudine. Totul depinde de faptul că ești dispus să treci dincolo de ceea ce se așteaptă de la tine. Acestea sunt principiile fundamentale ale celor supercompetenți și vor rămâne valabile întotdeauna, indiferent de tehnologiile sau schimbările care se produc la un loc de muncă sau altul. Pe scurt, să știi să determini la ce trebuie să lucrezi, să-ți faci timp pentru aceasta, să te concentrezi pe sarcina aceasta, să-ți organizezi informații de care ai nevoie, să fii responsabil pentru rezultate, dar cel mai important, să nu renunți niciodată. Caracteristicile enumerate sunt strâns legate între ele. Transformarea într-o persoană supercompetentă este o chestiune care ține de modul de gândire. Mintea noastră are o capacitate extraordinară de a ne schimba viața. Modul în care gândim ne determină următoarele acțiuni.
Fiindcă ne putem alege și stabili modul de gândire, putem alege totodată și să-l schimbăm. Asta fac supercompetenții. Suntem înzestrați cu toți cu o capacitate uluitoare de a stăpâni diverse procese și informații. Este păcat că unii dintre noi nu ne dăm seama de acest potențial, dar și că alții renunță pe parcurs. Ceea ce îi face adesea pe oameni să-și risipească competența este o deprindere greșită de învățare sau procese de gândire de care te poți dezvăța odată ce ai învățat cum să o faci. Și în concluzie, putem învăța să fim super competenți. Este chiar ușor. Vă propunem să vă testați abilitățile, zonele în care sunteți buni și zonele care cer un efort adăugător pentru dumneavoastră ca să fiți super competenți. Și mai citiți bibliografia recomandată. Un Paște fericit!